Frumos, iubiți frați, iubite surori, doamnelor și domnilor, este din nou o bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră pe calea undelor. Mulțumim încă o dată Domnului că avem această posibilitate măreață să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Am participat și eu cu dumneavoastră la mesajul dinainte și cred că Domnul ne-a vorbit. Așa cum frații au stabilit, am mai pregătit și alte lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Sper să nu fie obositoare pentru noi și vom încerca să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și mai mult decât atât să ne schimbe. Dacă în aceste vremuri creștinii au nevoie de ceva, eu cred că acel ceva este schimbarea. Vom încerca în această seară să abordăm un subiect foarte dificil, foarte dificil din punct de vedere practic, respectiv lungul drum al schimbării, și mă refer al schimbării în bine. Nu-i nimic mai schimbător decât omul, sau poate dacă este ceva mai schimbător decât omul, aceasta este vremea. Și totuși, deși suntem atât de schimbători, este atât de greu să ne schimbăm, sau poate să schimbăm pe alții. Și am putea să ne punem următoarea întrebare: dar de ce este așa? De ce este atât de greu să ne schimbăm? Spune cineva, oamenii își vor schimba sentimentele și comportamentul în măsura în care își schimbă interesele. Și acest lucru putem vedea foarte bine atunci când avem de-a face cu contextul politic, când este vorba despre alegeri. Candidații, persoane care vor să ajungă într-o funcție, imediat își schimbă sentimentele în funcție de interesele pe care le au. Toți cei care dorim să ne schimbăm, și eu cred că noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să fim animați și înfierbântați de această dorință a schimbării, cred că trebuie să dorim și să ne dorim schimbarea, și cred că fiecare dintre noi, într-o oarecare măsură, încearcă să facă anumite lucruri în așa fel încât să se schimbe. De altfel, testul nostru ca și creștini este să fim diferiți, să fim schimbați, să fim altfel, să ne comportăm altfel în fața situațiilor și problemelor pe care le întâlnim. Însă se pune totuși o întrebare pe care vreau să o pun foarte clar de la început. Cum pot să mă schimb în bine? Care sunt elementele necesare de care am nevoie în așa fel încât să mă schimb? Sau putem să spunem altfel, cine mă poate schimba în bine? Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, cu precădere la întâlnirea între Domnul Iisus și Petru, prima întâlnire pe care o a avut-o, putem observa că Domnul Iisus Hristos vrea să schimbe pe Petru și nu numai că îi schimbă numele, dar obiectivul principal este să-i schimbe și personalitatea. Vom vedea în această seară că schimbarea nu este ceva care se produce într-un moment, într-un clic de deget. Va trebui totuși să înțelegem că schimbarea este un proces și implică mai multe elemente. Simon a venit la Domnul Iisus Hristos, Simon, iar Domnul Iisus Hristos vrea să-l facă un Petru. Domnul Iisus Hristos vrea să ne ia de acolo unde suntem noi, poate fără valoare, în ochii lumii, nimic strălucitor, poate avem impresia că noi nu putem să influențăm cu nimic și practic toate lucrurile vor merge atât de bine și cu noi și fără noi. Însă Domnul Iisus Hristos ne privește cu totul și cu totul altfel și El vrea să ne ia de acolo de unde suntem și să ne ducă unde vrea El. În această seară aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vom încerca să citim un pasaj care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, vom citi de la versetul 35 până la versetul 42. Pagina în Biblie, în traducerea Cornilescu, 1026. Ioan, capitolul 1, de la versetul 35 la versetul 42. Cuvântul Domnului spune în felul următor, în acest pasaj. A doua zi,
Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu! Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tărmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis Iisus. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Amin. Ne uităm în acest pasaj și vedem pe Domnul Iisus Hristos într-o fază a lucrării lui, și anume în faza de recrutare a ucenicilor. Este adevărat că această fază s-a întâmplat în mai multe etape. Domnul Iisus Hristos a avut mai multe călătorii și și-a adus ucenici pe care vrea să-i formeze și ulterior să le încredințeze cea mai măreață misiune pe care oamenii o pot primi pe acest pământ. Era clar că Domnul Iisus Hristos a venit la acești oameni și i-a chemat să vină după el. I-a chemat să își lase activitățile lor și să-l urmeze, pentru că în spatele acestei chemări se ascundea cu totul și cu totul lucruri mult mai mărețe, mult mai importante decât activitățile pe care le aveau ei la momentul respectiv. Descoperim modul în care Simon Petru stă în față cu Domnul Iisus Hristos. În vremea aceea, da, dacă ne uităm în acest pasaj, și în urma întâlnirii pe care a avut-o Petru cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îi spune: Tu ești Simon și te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Vedem aici schimbarea unui nume. Schimbarea aceasta de nume are o semnificație aparte pentru un evreu, pentru că această schimbare de nume îi duce cu gândul undeva în vremea patriarhilor, care au experimentat prezența lui Dumnezeu, au trecut prin anumite situații și la un moment dat numele lor a fost schimbat. De exemplu, ne putem gândi la Avraam, iar Dumnezeu, în urma unei discuții, da, i-a schimbat numele din Avram în Avraam. Soția lui, care inițial se chema Sarai, a devenit Sara. Ne putem gândi, da, și la Daniel. Daniel, care era unul dintre tinerii proeminenți al poporului Israel, care a ajuns în robia babiloniană, ajungând acolo, ceea ce au făcut cei din Babilon, primul lucru, i-au schimbat numele, i-au spus: Tu nu te vei mai numi Daniel, ci te vei numi Belșațar. Prin schimbarea numelui, trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos nu a dorit doar ca să-i pună o altă etichetă și să nu mai strige cei din jurul lui Simon, și obiectivul principal era ca Domnul Iisus Hristos să-i schimbe dramatic viața, să-i schimbe categoric felul lui de a fi, să-l facă dintr-un simplu pescar unul dintre cei mai proeminenți oameni cu consecințe cât se poate de majore în ceea ce înseamnă lucrarea mântuitoare. Un alt indiciu în această acțiune de schimbare a numelor o găsim și la păgâni, care și schimbau numele. Gândiți-vă la Daniel și la cei trei prieteni, când au ajuns în Babilon, i s-a schimbat numele, i s-a dat alt nume. Prin schimbarea de nume putem înțelege faptul că cineva își arăta autoritatea asupra altcuiva. Domnul Iisus Hristos, când îi schimbă numele, își arată autoritatea. În schimbarea numelui lui Simon, Domnul Iisus Hristos și-a arătat autoritatea. El era acela care avea să schimbe pe Simon.
Eu cred că fiecare dintre noi avem nevoie de schimbare. Realizăm că ceea ce facem din natura noastră păcătoasă nu este ceea ce trebuie. Și avem întotdeauna în noi acest gând, va trebui să mă schimb, va trebui să fiu altfel, va trebui să încerc să trăiesc într-un mod diferit. Pentru că ceea ce fac acum, modul în care trăiesc, nu este ceea ce trebuie să fie. Dumnezeu, de fapt, nu vrea să ne schimbe numele și astăzi nu mai ne schimbă numele, numai dacă toți dorim să schimb numele. Însă ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea astăzi în dreptul fiecăruia dintre noi este cu siguranță să ne schimbe identitatea, cine suntem noi și interesul pentru ce trăim. Vom vedea că acest drum al schimbării este un drum foarte anevoios. O să vedem pe Simon care pleacă de la Simon și va ajunge la Petru. Însă acest parcurs n-ar fi fost posibil dacă Dumnezeu nu era acolo, dacă Domnul Iisus Hristos nu era prezent ca să schimbe. Haideți să vedem câteva lucruri care subliniază pe acest măreț Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, care vrea să ne schimbe. Ne vom uita în pasajul respectiv și probabil vom mai citi și alte versete și vom încerca să punem în evidență patru adevăruri în ceea ce privește schimbarea. În primul și în primul rând, trebuie să înțelegem foarte clar fiecare dintre noi că Dumnezeu are predilecție în a schimba viețile oamenilor. Trebuie să înțelegem, fraților, că Dumnezeu este implicat în schimbarea vieților oamenilor. Interesul și preocuparea lui când a venit pe pământ nu a fost doar să întâlnească oameni. Deci Domnul Iisus Hristos iubea discuțiile cu oamenii, se apropia de ei, era acela care le întindea mână de ajutor. Parcă îl vedem pe Domnul Iisus Hristos oarecum mai sensibil cu cei mai slabi decât cu cei mai tari, decât cu cei mai înstăriți. Și Domnul Iisus Hristos a găsit totuși timp pentru toți care au vrut să interacționeze cu El. Însă interesul și preocuparea Lui principală nu a fost doar să întâlnească pe oameni, nu a fost nici să-i folosească, poate că mai avea nevoie decât un măgăruș sau mai avea nevoie de un petru să se ducă la mare, să arunce cu undița, să prindă un pește, să ia bănuțul și să plătească taxele la templu. Nu, Domnul Iisus Hristos a dorit și a avut o preocupare explicită în a ne schimba viața. Când Andrei l-a dus pe Simon, fratele lui, la Iisus, Domnul Iisus Hristos a făcut ceva. Vă dați seama ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Găsim un text. Iisus l-a privit. Aș vrea să înțelegem că în această expresie Iisus l-a privit este mult mai mult decât o simplă indicație. În aceste cuvinte descoperim momentul în care Petru își schimbă radical viața. În această exprimare a Domnului Iisus Hristos, Iisus l-a privit, este un punct de cotitură în viața lui Simon. Și atunci când Domnul Iisus Hristos mă privește pe mine și te privește pe tine, gândește-te că poate fi momentul de răscruce al vieții tale, în care totul poate bascula. Și poate bascula în acel sens pozitiv pe care îl dorește Dumnezeu de la fiecare pământean. Când Domnul Iisus Hristos l-a privit pe Petru, nu numai că acest moment a avut un impact major în viața lui, dar a avut și un impact crucial în istoria răscumpărării. Dacă ne gândim cine a fost Petru și cine a fost el după ce a ajuns să fie Petru. Dacă ne uităm în Evanghelie, o să vedeți. Prima dată, Domnul Iisus Hristos îl numește Simon, ulterior să vedem că îl numește Simon Petru și abia după Rusalii îl găsim pe Petru. De altfel, nu găsim intitulată epistola pe care a scris-o ucenicul Domnului Iisus Hristos, decât epistola lui Petru. Domnul Iisus Hristos se uită de fapt atunci când ne privește la ceea ce este valoros în noi. El nu se uită doar la noi și să vadă poate greșelile, poate
starea noastră mică unde ne găsim, Domnul Iisus Hristos se uită la noi și, asemenea un sculptor care privește poate o piatră, poate privește o piatră de marmură, ok, cu colțuri, poate cu filoane, poate cu anumite impurități, și el când o privește, sculptorul, această piatră, el nu vede ceea ce vedem noi, și anume un bolovan, o stâncă, ceva ce nu are valoare. Și sculptorul, știți ce vede? Vede în ea produsul finit. Domnul Iisus Hristos, când îi spune lui Petru că l-a privit, l-a privit în acest sens. Și anume, el vede în fiecare dintre noi un potențial incredibil de a putea fi folositor în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se uită, de fapt, la noi și vrea ca să înțelegem un singur lucru, și anume faptul că noi putem deveni ceea ce noi nu ne-am gândit niciodată. Haideți să vedem câteva exemple la modul în care Domnul Iisus Hristos îi privește pe oameni. Am văzut cum l-a privit pe Petru, dar putem să găsim mai multe detalii în care Domnul Iisus Hristos îi privește pe oameni. Un tânăr a venit la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare cât se poate de bună. Poate am putea spune cea mai bună întrebare. Și acest tânăr, care era și bogat, care avea poate tot viitorul în față, îi pune Domnul Iisus Hristos această întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos l-a privit și un alt evanghelist ne dă un detaliu și mai important. Și l-a iubit. Aș vrea să înțelegeți, dragii mei prieteni, frați și surori, privirea Domnului Iisus Hristos nu este o privire rece. Privirea Domnului Iisus Hristos este o privire care iubește. Este o privire care îți face atât de mult bine sufletului tău. Și este, de fapt, privirea pe care o așteptăm cu toții. Cineva să te privească cu iubire. Cineva să te privească și să uite la tine ca și cum dorește să stea de vorbă cu tine. Ca și cum simte ceva pentru tine. Domnul Iisus Hristos, când îl întâlnește pe Simon Petru, da, îi spune: tu ești Simon, fiul lui Iona. Când îi spune tu ești Simon, fiul lui Iona, asta nu este doar un detaliu ca să completeze fraza. Domnul Iisus Hristos spune prin aceasta: Simon, eu știu totul despre tine. Eu știu și ce vrei tu să știu, eu știu și ce nu vrei tu să știu. Cunosc absolut totul. Ne uităm într-un alt episod, când Petru, Simon Petru am putea spune, se încălzea la un foc vinovat. La câțiva zeci de metri distanță, Mântuitorul se pregătea pentru bătălia finală, respectiv răstignirea. La acel foc, Petru, de teamă, de frică, sub presiunea evenimentelor, s-a lepădat. L-a negat pe Mântuitorul. A cântat cocoșul. Petru și-a adus aminte și s-a întâmplat ceva extraordinar. Domnul Iisus Hristos l-a privit și Petru a început să plângă cu amar. Vă rog să înțelegeți că privirea Domnului Iisus Hristos are un impact incredibil asupra fiecăruia dintre noi. Prima experiență extraordinară de care avem nevoie cu toții este să intrăm în incidența privirii plină de dragoste a Domnului Iisus Hristos. Dacă noi nu vedem decât bolovanul din noi, dacă ne uităm la Petru și vedem probabil doar nisipul care era pe lângă el, Domnul Iisus Hristos, când l-a privit, a văzut ceva mai mult. A văzut în el stânca ce poate să fie peste viață. Domnul Iisus Hristos, când privește la noi, vede ce a pus în noi. Întâlnirea aceasta nu te poate lăsa și nu poate rămâne fără urmări, nu te poate lăsa într-o stare ca și înainte. Când Domnul Iisus privește la tine, are cu tine un plan măreț. A doilea adevăr. Dumnezeu are puterea să schimbe viețile oamenilor. Nu numai că Dumnezeu are un interes și are
o predilecție pentru a schimba viețile oamenilor, însă El este acela care are și putere să schimbe. Să schimbe. Una este să vrei să te schimbi și alta este să poți să te schimbi. De cele mai multe ori și trebuie să fim sinceri cu noi. Noi nu putem să ne schimbăm nici pe noi. Ce să mai spunem a schimba pe cei din jur? Există în noi și vedem această lege, această rezistență a schimbării. Cineva spunea, singura dată când cineva se bucură de schimbare este bebelușul când îi se schimbă scutecele. În viața noastră a oamenilor există această tendință de a ne opune schimbării. Ne obișnuim cu anumite lucruri și ne este comod să trăim în acest mod. Și schimbarea este dificilă. Schimbarea presupune să renunți la anumite lucruri. Domnul Iisus Hristos este acela care are puterea să schimbe viețile. Și dacă ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi această putere demonstrată de Domnul Iisus Hristos în a schimba. În a schimba lucruri, în a schimba vieți. Vom lua câteva exemple să vedem puterea extraordinară a Domnului Iisus Hristos și modul în care El a demonstrat faptul că are puterea să schimbe vieți, să schimbe situații, să repare și să ducă totul în direcția bună, ceea ce cu toții așteptăm. În primul și în primul rând, când Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea, ne aducem foarte bine aminte că s-a fost invitat la o nuntă. A ajuns acolo și familia nou creată, inclusiv familia extinsă, a avut o mare problemă. A avut o problemă cu vinul pentru nuntă. Domnul Iisus Hristos vine și își arată puterea de a schimba. Și ce face? Schimbă apa în vin. Nu ne interesăm acum nici de alcoolemia vinului, nu ne interesează nici anumite aspecte legate de obiceiurile respective. Spunem simplu, Domnul Iisus Hristos poate schimba cursul natural al lucrurilor. Pentru Simon această minune a fost un element care trebuia să rezoneze și să-l facă să se gândească foarte mult la puterea Domnului Iisus Hristos de a schimba. Să-și dea seama că se însoțește cu cineva care are putere să schimbe crizele dintr-o familie. A arătat foarte clar cum a putut să rezolve o problemă majoră în viața acestei familii. Și Domnul Iisus Hristos este acela care poate să schimbe și astăzi situațiile dificile, probabil situații în familie, situații care nici nu se mai, nu mai vezi nicio ieșire, nicio posibilitate de a îmbunătăți lucrurile. Probabil că ai încercat toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos este acela care poate să schimbe situațiile dificile, poate să schimbe crizele din viața ta. Eu nu știu cu ce te confrunți. Eu știu cu ce mă confrunt eu, dar dacă ai ajuns la un moment dat în care nu mai ai nicio soluție, te rog, nu dispera. Iisus Hristos este acela care poate să schimbe crizele cele mai profunde din viața fiecare. Ne vom uita la un alt exemplu în care vedem pe Domnul Iisus Hristos care își arată cât se poate de clar puterea de a schimba. Curățirea templului. Nu mai stau să citesc, timpul trece foarte repede și sunt încredințat că am în față oameni care sunt buni cunoscători ai cuvântului Dumnezeu. Nu vorbim despre faptul că a fost o curățire sau două, de ce doar Ioan vorbește despre două curățiri. Eu personal cred că au fost două curățiri, însă în această situație vedem pe Domnul Iisus Hristos care își arată încă o dată puterea de a curăți și de această dată formalismul religios. El are puterea să curețe și să redea fond la ceea ce a rămas decât formă. Nu știm foarte clar, Biblia ne explică cât se poate de clar ceea ce se întâmpla în acele vremuri la Ierusalim, cum această casă a Domnului a ajuns să fie numită o peșteră de tâlhari, o piață, un loc în care oamenii își făceau afaceri foarte bune și probabil cei mai câștigați erau însuși preoții care aveau cu totul și cu totul altă menire. Este foarte ușor, fraților, și foarte subtil putem aluneca și lucrurile pe care noi le considerăm valoroase și ne sunt valoroase și Dumnezeu pune accent pe ele, se pot goli
și nu pot rămâne decât formă. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea următoare. Cum este viața mea de creștin? Mai am eu acel fund? Mai am eu acea bucurie? Trăiesc eu așa cum Dumnezeu îmi spune și să vibrez la mesajul Evangheliei? Sau poate a rămas doar niște forme, doar niște obiceiuri și le repetăm fără să mai simțim nimic și fără să mai vedem că de la zi la zi Dumnezeu ne schimbă și ne apropie din ce în ce mai mult și ne duce spre statura plinătății. Revenim pe Domnul Iisus Hristos, acela care poate să aducă schimbare, poate să pună în fața oamenilor o alternativă la problemele pe care ei nu le pot rezolva. Domnul Iisus poate aduce schimbare, Domnul Iisus Hristos este acela care are putere să schimbe. Vedem o altă întâlnire în care Domnul Iisus Hristos își arată cu totul și cu totul măreția și puterea de schimbare. Îl vedem pe Nicodim, care vine să discute cu Domnul Iisus Hristos. Suntem în Ioan capitolul 3. Domnul Iisus Hristos are puterea în acest context ce să facă? Să nască din nou pe cineva care avea foarte multe cunoștințe. Știți ce este surprinzător? Că Domnul Iisus Hristos a fost direct și a fost sincer și cu cei mici și cu cei mari. El nu a făcut diferență. Și fariseului Nicodim îi spune foarte clar, trebuie să te naști din nou. El înțelegea foarte multe lucruri, însă Domnul Iisus Hristos este capabil și are puterea să nască din nou pe cineva care avea foarte multă cunoștință aici, însă nu coborâse la inimă. Și Domnul Iisus Hristos a avut puterea ca dintr-un om, să spunem, cât se poate de inteligent, cât se poate de bun cunoscător al cuvântului, permiteți-mi expresia, un om cu cap mare să facă un om cu inimă mare. Și haideți să ne uităm și la o patra schimbare care este atât de relevantă și semnificativă pe paginile Sfintelor Scripturii. Hristos are putere să schimbe o femeie ca samariteancă. O ajută să pună capăt unor practici păcătoase, să o înnoiască și să o facă să fie o martoră, să fie o martoră eficientă pentru toți din cetatea ei. Doar Hristos are puterea, această putere care să schimbe chiar și lucrurile, am putea spune noi, iremediabile, imposibil de adus din nou la linia de putere. Domnul Iisus Hristos este acela care schimbă această femeie și ea la un moment dat mărturisește în cetate și spune ceva oarecum, poate nu suntem atenți și spunem, băi, ok, Domnul Iisus Hristos a schimbat-o și a început să spună ce s-a întâmplat, ce a simțit. Știi ce spunea femeia? Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Acum, dumneavoastră, v-ați duce în piața publică, în centrul orașului, să spuneți, veniți să vedeți, am găsit pe cineva care mi-a spus tot ce am făcut. Dar ce ai făcut? În această afirmație înțelegem un lucru cât se poate de important. Vedem că acea femeie nu mai este femeia sau nu mai este tipul persoanei care se ascunde. Persoana care avea o viață duplicitară. În ea a luat ființă, a luat naștere chipului Hristos. Nu doar că ea își asumă trecutul, dar este gata să spună și altora. Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, dar nu se oprește aici. Finalitatea știți care este? Care a iertat ce am făcut, care a avut putere să-mi schimbe destinul meu, viața mea păcătoasă fără niciun sens. Vedem că Domnul Iisus Hristos este acela care are putere să schimbe. Unul este interesat să schimbe vieți, dar este acela care și are putere. Al treilea adevăr. Domnul Iisus Hristos are un scop precis atunci când schimbă viețile oamenilor. Permiteți-mi să citim două versete care le găsim în Marcu, capitolul 1, versetul 16 și versetul 17. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon
pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. Domnul Iisus Hristos, atunci când dorește schimbarea, are un scop precis cu fiecare dintre noi. Preocuparea lui nu este să ne schimbe de dragul schimbării, așa cum vedem și noi în jurul nostru. Sunt oameni, de exemplu, care se plictisesc de anumite haine, de anumite obiecte și vor să-și cumpere altele. Sunt unii care, ok, mașina le funcționează foarte bine, dar poate că nu mai e la modă, le dă mâna și își cumpără altă mașină. Acestea sunt schimbări de dragul schimbării. Scopul Domnului Iisus Hristos foarte precis este anunțat în versetele pe care le-am citit mai devreme, încă de la primul pas. Ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 17? Vă veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Domnul Iisus Hristos, dacă vrea să-i schimbe pe acești oameni pe care i-a ales să fie ucenici, avea un scop precis și anume să-i facă pescari de oameni. Doamne, dar eu nu sunt pescar, eu sunt inginer sau dumneavoastră puteți să spuneți, eu sunt informatician, eu sunt medic, eu sunt doctor, eu sunt economist. Domnul Iisus Hristos, știți ce vrea să facă? Vrea să ne schimbe interesul. Dacă până acum Petru a fost un om care s-a interesat doar de pește și pentru el conta kilogramele și probabil modul în care mergea afacerea, de acum încolo, Domnul Iisus Hristos i-a spus, vreau să te fac pescari de oameni. Și a vrut Domnul Iisus Hristos să schimbe interesul. Dacă până acum Petru a fost interesat de lucrurile pământești, materiale, acum Domnul Iisus Hristos vrea să-i schimbe interesul și vrea să-l facă interesat pentru cei din jurul lui. Domnul Iisus Hristos este interesat de oameni. El s-a ridicat la cer. Dar a vrut să pună și dorește să pună în inima noastră a fiecărui creștin acest interes pentru alții, de a putea să îi ajutăm să înțeleagă unde pot găsi soluția la problemele lor și poate în principal la problema mântuirii. Metafora pescar de oameni poate să însemne totul sau nimic. Aceste cuvinte, pescar de oameni, da, pentru evrei din vremea Domnului Iisus Hristos, contemporani ucenicilor, însemna totul. Ei înțelegeau foarte bine ce înseamnă să fii pescar. Sau pentru cei care n-au nimic de a face cu pescuitul, nu le vorbește prea mult. În această expresie, aș vrea să vedem că întâlnim un element de continuitate și un element de discontinuitate. Și voi explica ca să înțelegeți bine ce vreau să spun prin aceea. Primul element, și anume elementul de continuitate. Domnul Iisus Hristos spune pescar, pentru că mare majoritate a ucenicilor care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și care au fost primii în vizorul Domnului Iisus Hristos să fie schimbați, da? A avut o rezonanță cu totul și cu totul aparte. Ei știau ce înseamnă să fii pescar. În vremea aceea, dacă ne uităm în cuvântul Domnului Iisus Hristos și în Evanghelii, vedem că ni se spune foarte clar care erau modalitățile de pescuit. Noi știm foarte bine că astăzi se practică și metode moderne, de exemplu pescuit cu curent electric, cu vibrații sau alte tehnici în care pot pescui foarte ușor și cantități impresionante de pește. Evident că sunt reglementate, nu toată lumea poate să pescuiască la acest nivel. Însă dacă ne uităm în pasajul respectiv, identificăm două, poate chiar trei modalități de a pescui. În primul și în primul rând este vorba despre pescuitul cu undița. Dacă ne uităm la episodul pe care deja l-am amintit, Domnul Iisus Hristos când intră în templu, da, este întâmpinat la intrarea în templu și întrebat, dar învățătorul nu plătește taxa. Și atunci Domnul Iisus Hristos, ca să nu îi facă să cârtească și să fie o pricină de potignire, îl trimite repede pe Petru la mare, îi spune, dai cundița, primul pește care vine, îi deschizi gura și o să găsești un ban.
Nici o poveste despre pescuit nu poate fi mai măreață ca această poveste pe care ne spune Domnul Iisus Hristos. De fapt, o întâmplare reală. Deci, înțelegem că o primă variantă de pescuit despre care Biblia ne vorbește este pescuitul cu undiță. O a doua variantă în care găsim două subvariante este pescuitul cu mreaja. În primul și în primul rând putem observa că este vorba despre mreaja care o arunca și gândiți-vă atunci la Petru când toată noaptea s-a trudit și n-a prins nimic și spune Domnul Iisus Hristos, aruncă mreaja în partea dreaptă. Și Petru, oarecum, da, ce îmi spune mie, eu care sunt expert în pescuit, la vremea asta nu prind nimic. Totuși, l-a ascultat pe Domnul Iisus Hristos, a adunat și a prins pește cât să dea la toți apropiați și a rămas și lui. Era vorba despre o mreajă ca un fel de con care dacă știai și aveai îndemânarea cum să o arunci, de regulă prindeai pește. Și mai găsim aici o altă variantă, respectiv, era vorba despre o plasă pe care două corăbii, două bărci o purtau, care venea și drena fundul apei, o trăgeau într-o anumită direcție și la un moment dat o ridicau. Și în această plasă, da, în această năvod, să spunem, găseau fel și fel de animăluțe, pești, printre care și alte lucruri și alegeau ce era bun și restul arunca. Când Domnul Iisus Hristos a spus că vrea să ne facă pescari de oameni, nu s-a referit la pescuitul cu undița. Și vreau să vă spun de ce. Domnul Iisus Hristos nu a vrut niciodată ca să înșele oamenii sau noi să le spunem oamenilor lucruri care pot reprezenta jumătate de adevăr, să le aruncăm în momeală. Auzim expresii, vino la noi la adunare că este fan, că la noi se cântă frumos, că e bine, că la noi e ambianță, că la noi este muzică nu știu de care. Pentru că, dragul meu, omul vine după momeală. Dar când va înțelege dedicarea și implicarea lui în viața de creștină și ceea ce aceasta implică, va simți înțepătura acului și va pleca. Pentru că fan, pentru că plăcere, pentru că muzică găsește mult mai bine la cei din lume. Există și alte variante în care spun, vină la Domnul Iisus Hristos că te vindecă. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos ne vorbește de vindecare, dar noi nu avem autoritate, nu putem să comandăm lui Dumnezeu să vindece. Domnul face când vrea și cum vrea. Și dacă îi spunem că vine la biserică pentru că te vindecă Domnul și nu se întâmplă, atunci persoana respectivă se simte înșelat, se simte trădat și el de fapt nu a venit să-L cunoască pe Dumnezeu, a venit că avea o problemă cu, știu eu, sănătatea sau alte situații în viața lui. Și dacă asta nu s-a rezolvat pentru el, lucrurile nu sunt în regulă. Domnul Iisus Hristos are un scop precis și anume să fim interesați de oameni și să nu înșelăm. Al doilea element vis-a-vis de metafora pescar de oameni. Există un element de discontinuitate. Și aici găsim o noutate și anume, până acum, ucenicii ce au făcut? Au pescuit ce? Pește au pescuit. Ei erau pescari. Și uitați-vă ce diferență, ce trecere, să spunem așa, mare de la pescari de pești la pescari de oameni. Dacă până acum interesul lor erau la lucrurile materiale, la peștii pe care îi prindeau și îi vindeau și își câștigau traiul de zi cu zi, poate mai bine sau mai puțin bine în funcție de cum prindeau mai mulți sau mai puțin pești, acum Domnul Iisus Hristos le pune ceva în față mult mai măreț. Când alegi să slujești pe Dumnezeu și lași pe El să te schimbe, de fapt, vei înțelege că atunci când Domnul Iisus Hristos are acest scop precis cu tine să te facă pescar de oameni, vei înțelege că viața pe care o trăiești în prezența Domnului Iisus Hristos nu are ca finalitate să prinzi tu pești mai mulți, să-ți meargă ție mai bine. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos ne spune dacă ne ocupăm de lucrurile care sunt importante și le punem pe primul loc și cele materiale de care avem nevoie, Domnul ne va purta de grijă și avem și noi o datorie prin hărnicie și prin seriozitate să ni le obținem. Dar nu acestea sunt finalitatea noastră. Nu pentru acestea am venit noi la adunare, ca Domnul să ne dea sănătate, ca să ne simțim bine, ca să nu avem nicio problemă. Nu. Aceasta nu este mesaj pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și spune de altfel cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi v-ați pus încrederea doar pentru aceste lucruri pământești, sunteți cei mai nenorociți oameni.
Domnul vrea să schimbe interesul și să ne facă oameni care să iubim oamenii. Pescuind pești, îi omori, îi scoți din mediul lor. Pescuind oameni, îi pescuind pentru viață. Domnul Iisus Hristos ne invită la cea mai glorioasă activitate. Să smulgem oameni din întuneric și să-i ducem în împărăția lui Dumnezeu. Toate meseriile sunt frumoase. Toate meseriile au, să spunem, notorietatea lor și importanța lor în societate. Și cred că atunci când faci ceva cu pasiune, ești împlinit. În ceea ce mă privește, când mă uit la un chirurg care face o operație pe un creier și când te gândești că în bisturiul lui stă viața unui om pentru timp de câteva ceasuri, te și te gândești și a fi, Doamne, ce îndemânare! S-ar vrea să spun că mai glorioasă decât cea mai nobilă chirurgie este slujba prin care smulgi pe cineva din împărăția întunericului și îl ajuți să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are un scop precis, să te facă pescar de oameni. Și aș vrea ca să înțelegi foarte bine, dacă Domnul Iisus Hristos te-a ales, dacă și-a aruncat privirea către tine și s-a uitat țintă la tine cu iubire, El are un scop precis. El vrea să te schimbe și El vrea să schimbe interes. Dar aș vrea să spun o întrebare. Tu lași ca Dumnezeu să-ți schimbe interesul? Ești gata să lași pe Dumnezeu să-ți arate care este cu adevărat interesul tău? Aici este o problemă care se dă în dreptul, se pune în dreptul fiecare dintre noi. Și cu toții va trebui să ne gândim la această întrebare. Suntem gata să ne lăsăm schimbați? Sau ne place starea în care suntem? Ne convine așa cum suntem? Vă rog să vă gândiți bine, mă gândesc și eu și fiecare să-și răspundă în dreptul lui dacă este gata să fie schimbat. Știți ce a făcut Petru? Când Domnul Iisus Hristos l-a chemat, a lăsat și mrejă, a lăsat și pește și s-a dus după Domnul Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că în momentul în care Petru a lăsat mreaja, barca și s-a dus pe Domnul Iisus Hristos, el a devenit acel om, acel stâlp al bisericii. Este un drum lung. Dacă Domnul ne va mai îngădui pentru câteva mesaje, ne vom interesa de și vom discuta mai multe aspecte despre acest lung drum al schimbării. Al patrulea adevăr și cu acesta vom încheia. Dumnezeu are un proces sigur prin care schimbă viețile oamenilor. Domnul Iisus Hristos a spus, veniți după mine și vă voi face. Vedem un verb la prezent și al doilea verb la viitor. Domnul Iisus Hristos nu a spus când te face. Nu instantaneu Petru ajunge să fie un pescar de oameni. Înțelegem aici că este vorba despre un proces al schimbării. Timpul verbului are valoarea lui în această expresie. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Slujba și responsabilitatea mea este să mă duc după El. Și garanția pe care o primesc este că El, respectiv Domnul Iisus Hristos, mă va face pescari de oameni. În dialogul cu Simon Petru ne spune la un moment dat, tu te vei numi. Dar nu i-a spus când. Când s-a numit Simon Petru și nu mai spune nimeni Simon și spune Petru. La Rusarii. De la Rusarii îl vedem pe Petru, acel om pe care te poți baza, acea stâncă, acea piatră, acel om cu tărie care nu mai este teamă, nu mai este frică și autoritate și rămâne într-adevăr un stâlp al bisericii și al Evangheliei. Dumnezeu are un proces și o procedură. Nu poate fi înlocuită, dragul meu, nici prin cărți, nu poate fi înlocuită nici prin seminarii, nu poate fi înlocuită nici prin exerciții spirituale. Este doar veniți după mine. Dragilor, lecția este simplă.
Vrea să schimbe, dar cere să mergem după el. Vrea să schimbe pe Petru, dar îi spune, vină după mine, condiția inițială, ceea ce trebuie să fac el, să vii după mine. Și eu îți dau garanția că te voi schimba. A merge după Domnul Iisus Hristos nu este doar a sta în prezența Lui. A merge după Domnul Iisus Hristos este, înseamnă a lăsa pe El să te schimbe. Înseamnă a renunța la tine și a lăsa pe El să șlefuiască viața ta. Și eu cred că lungul drum al schimbării este lung, poate și din cauza noastră. Și sunt frați creștini și trebuie să ne rugăm pentru ei care vin ani de zile în biserică, însă se complacă la statutul de prunci. Se hrănesc cu lăptic și au impresia că e tot în regulă. Nu este în regulă. Domnul Iisus Hristos vrea să ne șlefuiască. Și fiecare zi, fiecare situație, fiecare circunstanță în viața noastră nu este altceva decât o șlefuire, decât o pregătire pentru întâlnirea noastră cu Tatăl Ceresc. Mergând după El, este adevărat că vorbim de maturizare. Devenim din ce în ce mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos. Însă aș vrea să înțelegem un lucru care este foarte important. Testul real care probează dacă mergem sau nu după Domnul Iisus Hristos este dacă sunt sau nu pescar de oameni. Nu poți să pretinzi, dragul meu prieten, că mergi după El și să fii cu mâinile goale. Domnul Iisus Hristos nu a spus, veniți după mine și vă voi face dirijori, vă voi face cărturari, vă voi face, știu eu, ușieri. Domnul Iisus Hristos ne-a spus foarte clar, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cine merge după Domnul Iisus Hristos vrea să se facă pescar. Și aș vrea să te întreb pe tine și în același timp îmi pun și mie această întrebare și fiecare să răspundem în dreptul nostru. Pentru că dacă ne răspundem nou, dacă ne alizăm pe noi, atunci vom fi mai deschiși și mai sensibili la schimbare. Care este rolul tău? Cum stai cu pescuitul? Domnul Iisus Hristos ne-a chemat pe toți. Este adevărat că această noțiune ține și de daruri, însă numai cum să nu fii o lumină acolo în Dumnezeu te-a pus. Sunt oameni care au predicat doar prin atitudinea lor. Poate nu au avut niciodată posibilitatea și poate nici nu au avut darul să vorbească. Însă simplul fapt că au stat acolo și la momentul respectiv ei poate au rămas drepți, a fost o mărturie. Știți care au fost cele mai puternici predici? Gândiți-vă la robia babiloniană. Tinerii nu s-au apucat să vestească la mare adunare despre Dumnezeul lor, ca întregul imperiu să-și întoarcă fața către Dumnezeu. Ei doar au rămas în picioare și au spus, noi nu ne închinăm împărate chiar dacă ne arunci în cuptor, pentru că noi avem un Dumnezeu pe care îl respectăm mai mult decât pe tine și noi te ascultăm pe tine atâta timp cât ceea ce ne cer tu nu intră în conflict cu principiile noastre biblice. Și dacă vrei să ne arunci în cuptor, aruncă-ne. El ne poate scoate de acolo și chiar dacă nu ne scoate, noi nu ne vom închina. Înțelegem noi că fiecare dintre noi, dacă rămânem drepți, dacă suntem oameni care am ales să ne schimbăm și să ne schimbăm în bine, vom avea un impact extraordinar. Ceea ce lipsește bisericilor noastre, fraților, este această mărturie, acest impact de oameni schimbați. Noi dăm testul de creștini atunci când rămânem fermi și rămânem fideli cuvântului Dumnezeu. Scopul este să facă din tine un pescar de oameni. Întrebarea finală și cu aceasta încheiem. Noi vrem să fim schimbați? Dumneavoastră vreți să vă mai schimbați? Să fiți mai buni decât ieri? Să fiți mai strălucitori decât ați fost acum o săptămână? În esență, Domnul Iisus Hristos, știți ce vrea să schimbe? Vrea să schimbe interesul. Și interesul nostru este să ne uităm la cei din jurul nostru mai mult decât la problemele și plăcerile noastre personale. Domnul Iisus Hristos vrea să ne aducă în starea în care să înțelegem cât de valoroși sunt cei din jurul nostru. Am discutat în această seară patru adevăruri. În primul și în primul rând, am văzut că Domnul Iisus Hristos este într-adevăr acel care poate să schimbe și are o predilecție în a schimba. În al doilea rând, am văzut că Domnul Iisus Hristos are puterea de a schimba viețile oamenilor.
În al treilea rând, am văzut că Domnul Iisus Hristos are un scop precis atunci când schimbă viețile oamenilor. Și nu trebuie să uităm al patrulea adevăr, și anume că Dumnezeu are un proces sigur prin care schimbă viețile oamenilor. Nu ce ne rămâne de făcut. Este doar să alegem ca să fim schimbați. Să mergem după El. Și El ne-a dat garanția că ne va face pescar de oameni. Domnul să ne binecuvânte. Amin. Tată și Dumnezeul nostru, îți mulțumim frumos pentru că Tu ești minunat, Tu ești acela care ai spus că vrei să ne schimbi. În această seară ne-ai vorbit despre schimbare și am înțeles, Doamne Iisuse, că Tu ne privești și Tu vezi în noi potențialul extraordinar. Dar în același timp avem nevoie de acest lung proces al schimbării, iar noi trebuie să mergem după Tine. Rugămintea mea din această seară este să Te rugăm pe Tine, Doamne Iisuse, să ne ajut să ne schimbăm și dă-ne și nouă putere să ne lăsăm schimbați, că de multe ori rămânem agățați, ne înțepenim, Doamne, și ne place poate locul căldicel în care stăm. Ajută-ne Tu să ne schimbăm și mâine să fim mai strălucitori decât astăzi. Amin. Amin. Mulțumim de mesaj. Vom fi din nou împreună cu fratele Claudiu joia următoare de la aceeași oră. Programul s-a terminat. Să aveți o seară plăcută.